Drumul alternativ de acest către Buftea de Cluj și Centrul de Sprijinire a Afacerilor din dealul Lom nu este gata nici astăzi. Asta deși termenul vehiculat de conducerea societății Cluj Innovation Park, cea care administrează cele două investiții, a fost 21 mai, iar primarul Emil Boc a anunțat astăzi că drumul este finalizat. O să avem cred. în, în cedința de Consiliul Local de de vineri o discuție pe marginea subiectului. Eu știu că drumul alternativ este pregătit, adică nu drumul acela care e pe patru benzi și care e în lucru, ci o altă alternativă este finalizată. Ei au mers pe alte soluții, evident, ca să poată să dea drumul la, la centru și eu cred că sunt foarte aproape de, de efectiv intrarea în, în, în folosință a creicului. Pentru că au trebuit să găsească alte soluții alternative în condițiile în care drumul principal nu a putut fi nu a putut fi finalizat. Situația din teren este cu totul alta decât cea pe care a prezentat-o primarul. Așa arată drumul despre care domnul primar Emil Box spunea că de astăzi poate fi utilizat. Nu înțelegem ce înseamnă în viziunea conducerii primăriei Cluj-Napoca acest concept, dar cert este că drumul arată mai rău ca o uliță de la țară. Doar o parte din drumul de acces este asfaltată, chiar și pe aceste porțiuni sunt deja probleme. Pe porțiunea de drum pe care a fost turnat asfalt, au început deja să apară primele crăpături, cu cum este cazul acestei guri de canal, cel mai probabil aceste fisuri în asfalt au apărut din cauza alunecărilor de teren. Situația este dezastruoasă în apropiere de Clădirea Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative. Priviți cum arată această ramificație a drumului de acces către Buftea de Cluj. Prin acest noroi, aceste gropi și șanțuri ar trebui să circule investitorii care sunt așteptați să vină aici în scurt timp. La drumul cu 4B se lucrează acum, dar ritmul este unul lent din cauza alunecărilor de teren.